Concursul de creație literară și arte vizuale Slatina a Casălui Eugen Ionescu, organizat de primărie, continuă și anul acesta. Liceenii și elevii de gimnaziu sunt provocați să studieze opera marelui dramaturg Eugen Ionescu, născut în Slatina, și să se întreacă apoi în eseuri sau creații plastice. Ne aflăm la cea de-a 10-a ediție a concursului A Casălui Eugen Ionescu, care va începe de pe 15 noiembrie până pe 10 decembrie. Regulamentul cu toată perioada și cu absolut toate procedurile au fost transmise către unitățile de învățământ care pot participa la acest concurs, pentru că trebuie să ținem cont că la aceste unități de învățământ pot participa doar copiii cu clasele 5-8 și 9-12. Elevii câștigători vor primi și anul acesta premii consistente în bani din partea municipalității. Premiile au rămas aceleași, premiul 1 10 milioane, premiul 2 6 milioane, premiul 3 4 milioane și mai există și premiul de popularitate de 200 de lei. Anunțarea câștigătorilor ediției din acest an a concursului Slatina A Casălui Eugen Ionescu va fi făcută în data de 10 decembrie 2021.